Jumările de porc făcute cu lapte sunt foarte moi și laptele se folosește atunci când bucățile de jumări au foarte multă carne în ele. De obicei, jumările când au foarte multă carne tind să se întărească și să fie foarte tari și atunci mulți aleg varianta cu lapte. Există două variante de a pune laptele la început, odată cu jumările, dar în acest caz va trebui să aruncați untura pentru că se va strica, nu va rezista. Se folosește aproximativ 100 de ml de lapte la 1 kg de grăsime cu carne tăiată. A doua variantă este să preparați jumările, să scoateți grăsimea și să turnați laptele peste jumări, lăsați la foc mic până când se evaporă tot laptele și apoi scoateți jumările și lăsați la presat.